Vă invit să redeschidem Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, și să citim din Evanghelia după Marcu, pasajul din capitolul 1, cuprins între versetul 9 și versetul 15, și din Evanghelia după Luca, al 17-lea capitol, versetul 20 și versetul 21. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustiu, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Luca, al 17-lea capitol, versetul 20 și 21. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Pentru seara aceasta de sărbătoare, zi în care sărbătorim botezul Domnului, am ales să citim pasajul pe care l-ați auzit cu gândul de a vorbi despre felul în care în propovăduirea Domnului Iisus, în misiunea Domnului Iisus, s-a arătat înțelesul împărăției lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu cu privire la așezarea acestei împărății. După cum citim în Sfânta Scriptură, mesajul principal al prorocului Ioan Botezătorul a fost cu privire la apropierea împărăției lui Dumnezeu care stă să vină și în așteptarea ei, în pregătirea, în vederea întâlnirii cu ea, se cerea ca oamenii să se pocăiască de păcatele lor, să se boteze în apă spre iertarea păcatelor lor și să aștepte cu emoție, cu speranță, venirea aceluia care este, spunea Ioan Botezătorul, mai mare decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, el, Mesia, acela, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În zilele acelea, în care Ioan Botezătorul propovăduia, Domnul Iisus a venit la Iordan și a cerut să fie botezat de Ioan Botezătorul, s-a supus acestei cerințe dumnezeiești, urmând ca după botezul său în apă, Mântuitorul să fie mânat de Duhul în pustiu, unde 40 de zile a postit, s-a rugat și a fost supus unor ispitiri intense, ispitiri descrise de altfel în Evanghelii. În finalul acelor 40 de zile, biruitor, el s-a întors, ne spune cuvântul, în Galileea și a început să propovăduiască Evanghelia, continuând mai departe mesajul pe care Ioan Botezătorul l-a început, și anume: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Mesajul central al Domnului Iisus a fost mesajul cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Dar cum să înțelegem oare acest concept? Cum să înțelegem viziunea Domnului nostru Iisus cu privire la împărăția lui Dumnezeu?
cititorii Noului Testament au băgat de seamă că în învățătura, în propovăduirea Domnului Iisus, una dintre expresiile cheie este expresia împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, despre care Domnul Iisus a vorbit în nenumărate ori, ilustrând-o prin pilde, adeverind-o prin cuvinte foarte clare, răspunzând unor întrebări puse pe marginea acestui subiect, aducând apoi învățături care urmau să completeze înțelesul ucenicilor și prin ei al nostru cu privire la această împărăție. Seara aceasta vom vorbi despre, așa cum spuneam, venirea împărăției lui Dumnezeu. Oare cum se leagă sosirea împărăției lui Dumnezeu de botezul Domnului Iisus, de ispitirea Domnului Iisus și de întreaga viață creștină? Revenind la întrebarea pe care am avut-o în atenție și în zilele în care am sărbătorit nașterea Domnului Iisus, atunci întrebam care să fie legătura între nașterea Domnului nostru Hristos și felul în care Dumnezeu a rezolvat problema răului din lume. Această întrebare revine de această dată în asociere cu conceptul de împărăția lui Dumnezeu. Cum se leagă înțelesul despre împărăția lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu se raportează la răul din lumea aceasta? Mergând spre înțelesul acestor cuvinte, aș vrea să observăm în prima parte a mesajului că Domnul nostru Hristos, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, a ilustrat, a atins în vorbirea sa diferite fațete, expresii ale acestei împărății. Primul rând, Domnul nostru Iisus vestește că împărăția lui Dumnezeu este aproape, că ea se apropie, că vine. Așa găsim scris în Marcu, primul capitol, versetul 15. El zicea, s-a împlinit vremea și iată împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Prin acest cuvânt, Iisus Domnul anunță că împărăția lui Dumnezeu este o realitate viitoare, dar foarte aproape. Și că în întâlnirea, în vederea întâlnirii cu această realitate, cu această împărăție, trebuie să ne pocăim și să credem în Evanghelie. În Matei 4, cu versetul 17, este reafirmată această idee. Cuvântul spune că Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Mai mult, în cuvintele sale, în contextul apropierii, a venirii, apropierii împărăției lui Dumnezeu, Domnul ne-a învățat să fim preocupați de venirea împărăției lui Dumnezeu, de așteptarea împărăției lui Dumnezeu și în rugăciunile noastre. Și când ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm cu anticiparea, cu așteptarea ca împărăția lui Dumnezeu să vină. În rugăciunea Tatăl nostru, în Matei capitolul 6, de la versetul 9 la versetul 10, Domnul Iisus Hristos, printre altele, în această rugăciune a spus, când vă rugați să ziceți, vie împărăția ta, vie împărăția ta. Pe de altă parte, în Evanghelie, în cuvântările Domnului nostru Hristos, regăsim paragrafe, pasaje, care arată că împărăția lui Dumnezeu nu este doar o realitate viitoare, o realitate apropiată, dar viitoare, ci este și o realitate prezentă. Împărăția lui Dumnezeu este sosită, împărăția lui Dumnezeu este aici, e printre noi, e la lucru, e o prezență. Nu e doar o speranță, nu e doar ceva ce urmează să vină cândva în viitor, ci e și ceva deja prezent, la lucru, printre noi. În Evanghelia lui Matei 12, versetul 28, după ce Mântuitorul a fost acuzat cu acuzații grele, cum că puterea care se desfășoară prin el e rezultat în urma alianței dintre el și Belzebub, domnul dracilor, Domnul Iisus a vorbit arătând că n-are cum să fie așa, pentru că nicio împărăție nu este dezbinată împotriva ei înseși. Iisus Domnul nu are cum să scoată dracii, demonii cu ajutorul Domnului dracilor, pentru că altfel împărăția celui rău n-ar dăinui. Mântuitorul a conclus spunând, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu,
ceea ce era și de altfel adevărat, eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, auziți ce implică această realitate. Atunci, împărăția lui Dumnezeu nu mai zice că va veni, ci vorbește la trecut. A venit peste voi. Alungarea demonilor era o prezență, semnul acesta era prezent în mod incontestabil. N-au putut oamenii să-l nege. Eventual au pus în seama al cuiva, dar nenegat, nu l-au putut nega. Mântuitorul arată că între această faptă miraculoasă, izgonirea demonilor, exorcizarea și împărăția lui Dumnezeu este o legătură strânsă. Prezența acestei minuni, alungarea demonilor, e dovadă că împărăția lui Dumnezeu a venit. Gândul acesta se regăsește și în iudaismul intertestamentar, nu-i vreme să mai spun, în cărțile din perioada respectivă, spre exemplu în Înălțarea lui Moise, capitolul 10, versetul 1, nu trebuie să citiți acolo ca să fii mântuiți, asta este literatura apocrifă iudaică, scrie cam așa: când demonii sunt alungați, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit. În contextul acesta, Hristos, Domnul, face această afirmație. Deci, împărăția e ceva ce stă să vină, suntem îndemnați să ne rugăm să vină și în alte texte ni se spune că deja a venit, că e prezentă. Așa găsim și în Luca 11 cu versetul 20. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, a zis Iisus, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. E deja aici, a ajuns până la voi. În Luca 17, 20, 21, preocupați de felul în care împărăția se va arăta, fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el i-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Adică, să nu se aștepte cineva ca împărăția lui Dumnezeu să se arate, ar zice Domnul Iisus, ca domeniu, ca spațiu geografic, ca regat pământesc. Ca să se spună, versetul 21, uite-o aici sau uite-o acolo. Împărăția lui Dumnezeu este, și aici avem acest cuvânt enigmatic, în lăuntru vostru. Această exprimare a Domnului nostru Hristos arată că împărăția lui Dumnezeu este prezentă. E o realitate prezentă. Lucrează, e activă, e reală. Nu trebuie să pierdem din vedere o a patra categorie de texte pe această temă, care rezervă așteptarea, anunță și rezervă așteptarea că totuși împărăția lui Dumnezeu are ceva ce nu s-a arătat încă, ceva ce va veni, ceva ce va avea loc și se va consuma în ziua de apoi. Aici găsim așa de multe pasaje în care ni se vorbește despre revenirea Domnului, despre aducerea împărăției sale, despre stăpânirea sa peste tot universul, stăpânirea sa și, desigur, pe pământ. Găsim doar un singur pasaj, aș dori să îl surprindem aici. Așezând cina Domnului, pasajul este consemnat în Luca 22, de la versetul 15 la 18. Așezând cina Domnului, în încheierea acelei părtășii, Domnul nostru Hristos a luat un pahar, ne spune cuvântul, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta, împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, versetul 18, nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, auziți, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este anunțată în acest pasaj ca ceva viitor, ca ceva ce încă nu s-a arătat. Când luăm toate textele acestea și le punem împreună, nu putem să evităm întrebarea cum să le înțelegem. Pe de o parte se anunță că împărăția lui Dumnezeu vine,
Apoi se spune că a sosit și e prezentă și lucrează și este realitate. Dovezile sunt clare, demonii sunt alungați, bolnavii sunt vindecați, Evanghelia este propovăduită, Duhul este dat. Și apoi ni se spune să ne rugăm ca această împărăție să vină și ni se mai spune că va veni. E ceva viitor ce va sta să se arate. Eu înțeleg, citind cuvântul Domnului, o deosebit Noul Testament, că de felul în care înțelegem învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, depinde felul în care înțelegem multe părți ale Scripturii și ale planului lui Dumnezeu. Mergând mai departe, aș vrea să insistăm asupra pasajului din Luca 17, versetul 20 și 21. Fariseii au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Să nu uităm că Ioan Botezătorul a spus, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Că Domnul Iisus a spus, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Această propovăduire i-a stârnit pe ucenicii Domnului Iisus, că într-o zi doi dintre ei au trimis-o pe mama lor să ceară un loc de cinste în împărăția care se va arăta, mama fiilor lui Zebedei. Și mai târziu, după învierea Domnului Iisus, ucenicii s-au apropiat întrebând, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția? În acest context, întrebarea fariseilor își are locul ei. Când va veni împărăția? Această întrebare e rostită în contextul viziunii iudaice cu privire la împărăția lui Dumnezeu. În înțelesul iudaic, în vremea Domnului Iisus, istoria era împărțită în două. Viacul acesta și viacul viitor. În viacul acesta, în starea, în ordinea știută a istoriei, așa cum noi o cunoaștem acum, pe pământ e rău, e păcat, sunt atâtea și atâtea nenorociri, care într-o zi vor fi îndepărtate când împărăția lui Dumnezeu se va arăta cu putere și va aduce judecata. Dacă vrei, frate David, să așeze ce am pregătit eu acolo, ai face bine. Înțelesul iudaic cu privire la arătarea împărăției lui Dumnezeu, te-aș ruga să mă lași pe mine acum, mulțumesc. În viziunea iudaismului, în vremea Mântuitorului nostru Hristos, istoria lumii, viața, lumea a fost înțeleasă ca formată din două viacuri, viacul cel vechi și viacul cel nou. Viacul cel vechi e ordinea prezentă a lumii. Cei păcătoși sunt pe pământ, cei răi își fac viacul. Dar Domnul va aduce o zi numită ziua Domnului, ziua judecății, zi în care cei răi vor fi pedepsiți, păcătoșii vor fi îndepărtați, vor fi scoși afară din împărăție, iar în împărăția lui Dumnezeu, în viacul cel nou, vor intra doar cei drepți, care vor moșteni această împărăție împreună cu Dumnezeu, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Așa s-a înțeles. Pentru moment, în timpul viacului vechi, Dumnezeu stăpânește, își arată suveranitatea prin legea sa, pe care cei drepți o însușesc, se supun ei, slujesc lui Dumnezeu, se pregătesc în așteptarea intervenției lui Dumnezeu din ziua judecății, când el îi va lăsa pe cei drepți să intre în împărăție și pe cei răi îi va elimina, îi va îndepărta. Așa a înțeles și Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, când a început să predice Evanghelia și să spună, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, în înțelesul lui Ioan Botezătorul ne găsim undeva aici înainte de sfârșitul lumii. Poate o săptămână, două, poate o lună, până va veni și sfârșitul.
În înțelesul lui Ioan Botezătorul, lumea se găsește în criză. Asistăm la începutul sfârșitului lumii. Dumnezeu s-a hotărât să așeze viacul cel nou a împărăției. Iar acum noi trăim acest moment de mare criză. Așa că e bine să vă pocăiți, spune Ioan Botezătorul, că cel ce vine după mine e aproape, Mesia. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În înțelesul lui Ioan Botezătorul, venirea împărăției lui Dumnezeu este asociată cu sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii este aproape, judecata este aproape. Cel puțin două indicii în predica lui Ioan avem că așa a înțeles el. Mai întâi, Ioan spune așa: cel ce șare securea în mână, a înfipt securea la rădăcina pomilor. Unii dintre dumneavoastră vă ocupați și cu cele ale lucrului pământului. Eu am copilărit la țară, unii dintre dumneavoastră ați copilărit de asemenea la țară. Cu toții am copilărit în țară, cu excepție două, probabil. Mă gândesc la cei care ne vizitează din Germania. Cum începe tăierea unui copac? Imaginați-vă un tăietor de lemne care are în mână toporul, securia, și el ia decizia să taie un copac. Cum începe tăierea unui copac? Răspunsul este simplu: cu prima lovitură. Cu prima lovitură. Copacul e acolo, decizia este luată, sentința este dată, copacul trebuie tăiat. Iar executorul, tăietorul, ia securea în mână și lovește cu putere la rădăcină copacul. Nu se mai răzgândește. Nimeni nu strică așa copacii doar de dragul de a-i lovi. S-a apucat de treabă, o va duce până la capăt. Viacul vechi este înțeles ca un copac, a cărei tăiere deja a început. Noi trăim, ar fi spus Ioan Botezătorul, acel moment de la prima lovitură aplicată copacului. Tăietorul se apasă pe securie, o ridică ca să dea a doua lovitură și a treia lovitură, până când copacul va fi tăiat de tot. Sfârșitul e aproape, adică. Mai e o imagine. Cel ce are în plan să curețe aria și să arunce pleava în foc, să aleagă grâul și să-l pună în hambar, și-a luat lopata în mână. Imaginea aceasta, din nou, este o imagine care surprinde criza, criza de la sfârșitul lumii. Cel ce va curăța aria a luat lopata în mână, e hotărât, acum merge la arie. Separarea dintre grâu și neghină va avea loc repede. Trăim momentul de la sfârșit, suntem aici. Mai este o săptămână, o lună, știe Dumnezeu. După ce Mântuitorul a venit la botez, la Iordan, după ce cerul s-a deschis și l-a văzut pe Duhul coborându-se în chip de porumbel peste Domnul Iisus, lui Ioan a fost foarte clar. El a exclamat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Lui Ioan a fost foarte clar, sfârșitul lumii este aproape, ordinea știută a veacului vechi e distrusă, copacul e tăiat, aria e curățată, intrăm în viacul nou, se arată împărăția. Aleluia, a zis Ioan. Bă, că n-a apucat să încheie, a venit Irod și l-a arestat. L-a aruncat în temniță, unde a așteptat. Încercând să merg în mintea profetului Ioan, dacă aș putea, probabil că Ioan ar fi zis ceva în genul: și ce dacă? Nu l-am văzut eu pe cel ce este mai mare decât mine? Nu l-am văzut eu pe Mesia? N-am văzut eu cerul deschis? N-am auzit eu glasul lui Dumnezeu care a spus: acesta e fiul meu prea iubit? N-am văzut Duhul coborându-se în chip de porumb peste Iisus? E limpede, Mesia a venit, a început. Să-și facă Irod de cap, mai o săptămână, două, Mesia va interveni în forță, Irod va fi detronat, romanii alungați din țară, cei drepți vor moșteni împărăția, eu voi fi reabilitat, așa că stau să aștept în liniște. Și a trecut o săptămână, două, trei, nu știm cât, dar suficient de mult timp
că Ioan Botezătorul a început să aibă îndoieli. Și în timpul unei vizite pe care ucenicii săi au făcut-o în temniță, Ioan Botezătorul a spus discipolilor săi: mergeți la Iisus și puneți-i o întrebare pentru mine. Trageți-l deoparte și întrebați-l: tu ești acela care trebuie să vină sau o să așteptăm pe altul? Întrebarea arată lumea frământărilor, a îndoielilor, a temerilor lui Ioan. Da, dacă m-am înșelat. Pentru că tot ce știa el despre planul lui Dumnezeu, despre moartea veacului vechi și arătarea celui nou, despre această, cum să o numesc, paradigmă a istoriei, nu mai potrivea. Și atunci lui a fost limpede. Cum înțeleg ei bine? Înseamnă că cel pe care îl aștept nu-i cel care a sosit încă. Răspunsul Domnului Iisus este tulburător și în același timp enigmatic. Domnul a zis așa: mergeți și spuneți-i lui Ioan. Și apoi urmează o înșiruire de bucăți din profeții lipite într-o singură zicere. Spuneți-i lui Ioan: orbii văd, șchiopii umblă, surzii aud, leproșii sunt curățiți, săracilor li se vestește Evanghelia. Adică, spuneți-i lui Ioan că toate profețiile a căror împlinire era proiectată în iudaism în veacul nou sunt deja împlinite. Că semnele împărăției lui Dumnezeu sunt prezente, că lucrările împărăției lui Dumnezeu sunt reale și vizibile. Și apoi Mântuitorul a încheiat zicând: mai spuneți-i lui Ioan, ferice de acela pentru care nu voi fi o pricină de poticnire. Cu alte cuvinte, Mântuitorul cere lui Ioan să accepte că Dumnezeu face ceva nou. Că deși împărăția lui Dumnezeu e prezentă, totuși ordinea veacului vechi e și ea prezentă. Că deși s-a arătat veacul nou a împărăției, totuși lumea veche își continuă existența. Că e... apare cam încâlcit așa când vă uitați din prima, dar dacă luați cu bucățele, vorba cuiva, cum se poate mânca un elefant? Bucată cu bucată. Așa. Ce am încercat să pun aici este viziunea Domnului Iisus cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Viacul cel vechi e acesta așa cum îl arăt acum. Ăsta aici. Aici este sfârșitul lumii, cum s-a spus în prorociile din Vechiul Testament. Viacul cel nou al împărăției e cel pe care îl desenez aici. Dar ce e foarte, foarte interesant în învățătura Mântuitorului nostru Hristos e că mai înainte să aibă loc sfârșitul lumii, mai înainte să fie distrusă ordinea știută a lumii prezente, cu păcătoșii ei și cu rău ei, Dumnezeu alege să împingă împărăția sa peste această lume. Prin misiunea lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu invadează împărăția acestei lumi vechi. Cel rău urmează să fie legat în casa lui și să fie jefuită casa. Nu e nevoie să aibă loc sfârșitul lumii ca împărăția lui Dumnezeu să se arate. De bună seamă că există o componentă a împărăției lui Dumnezeu care se va arăta doar după ziua de apoi. Și asta rămâne în picioare. Dar înainte să aibă loc parusia, venirea Domnului, înainte să fie ziua de apoi a judecății, înainte să fie nimiciți cei păcătoși și cei răi din lume, înainte să dispară boala, războiul, molima, ciumele, toate pricinile astea care îi fac pe atei să zică: unde-i Dumnezeu? Unde? Dar ce vrea să-ți facă ateule? Să te distrugă? Să înceapă curățarea lumii cu tine? Asta întrebam de Crăciun. Și acum ne legăm un pic de acele noțiuni și mergem mai departe. Ei, înainte să aibă loc ziua de apoi a judecății,
Dumnezeu alege ca împărăția sa să se arate în lume, printre oameni. Într-o formă reală, spirituală, dinamică, o formă vie. E așa numitul viac al mântuirii. Ar zice, dacă vrem să interpretăm așa, anul din durare a Domnului. Am putea să spunem că este vremea noului popor al lui Dumnezeu, numit Biserica, care e inaugurat cu botezul Domnului nostru Iisus și se va sfârși cu revenirea glorioasă a Domnului nostru după Biserică. În acest interval de timp, de la botezul Domnului și până la revenirea sa glorioasă, este viacul mântuirii. Împărăția lui Dumnezeu, cea viitoare, așteptată de Ioan Botezătorul, se arată înainte vreme, în lume, fără ca să aibă loc sfârșitul lumii. E aici, e la lucru. Vor spune ascultătorii lui Iisus din vremea aceea, cum adică? Cum să înțelegem noi că această împărăție puternică a lui Mesia, a lui Hristos, fiul lui David, regatul mesianic promis de Dumnezeu prin proroci, s-a arătat în această lume? Cum să pricepe? Că noi am știut că dacă împărăția se arată, cei răi n-au mai ce căuta pe pământ. Cum să înțelegem tensiunea aceasta? Și atunci Domnul a spus pielea cu neghina și cu grâul din țarină. Împărăția lui Dumnezeu, a spus el Matei 13, se aseamănă cu un om care a pus în țarina lui sămânță bună. E Creatorul nostru, Dumnezeu, care în lume a așezat binele. Dar pe ascuns, noaptea, a venit un dușman al meu și a semănat neghină. În pilda aceasta, acel dușman care seamănă neghina este diavolul, care seamănă răul în lume. Deodată, când slujitorii s-au dus să vadă cum e ugorul, au văzut că printre firele de grâu și-au făcut apariția și fire de neghină. Reflexul lor a fost să smulgem neghina. Ce caut aici? Trebuie să o smulgem. Justiția cere să fie scoasă afară. La care gospodarul a spus, nu, nu, lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Secerișul va fi la sfârșitul viacului. Până la sfârșitul viacului, grâul și neghina să stea împreună în ogor, viacul vecu, viacul nou la oaltă, binele și rău împreună. Ce-a făcut Dumnezeu în fața răului din lume? Și-a trimis în lume împărăția. Ca cine are ochi de văzut să o vadă, cine are urechi de auzit să o audă, să o caute, să o primească, să se integreze în ordinea ei și să o moștenească în vecii vecilor. Iar cine nu vrea, n-ar decât să rămână în viacul vechi, tolerat deocamdată, dar care în ziua de apoi a judecății va fi nimicit și îndepărtat definitiv. Până atunci, răbdare. Până atunci, mila lui Dumnezeu. Până atunci, evangelizare. Până atunci, rugăciune, vie împărăția ta. Cum să vină și aici, să se arate în adunările noastre, în familiile noastre, în viețile noastre, să se arate pe pământ între noi prin minunile lui Dumnezeu, prin semnele pe care El le face, prin schimbările pe care le aduce în viața oamenilor, dar să se arate și de plin când va reveni Domnul nostru în ziua de apoi a judecății. Până atunci, răbdare. Au zis oamenii, cum să pricepem, Doamne, marile promisiuni făcute de proroci cu privire la amploarea, la forța împărăției lui Dumnezeu despre care vorbesc ei prorocii și ce vedem azi? Slabe începuturi. Un învățător tânăr, Iisus, avea până în 30 de ani, înconjurat de niște discipoli mai tineri decât el, în jurul acestui nucleu era o comunitate un pic mai mărișoară, care pretindea și se revendica, auzi, ca împărăția lui Dumnezeu.
Sigur că farisei și cărturari, oameni trecuți prin viață, bătrânii poporului Israel, s-au scandalizat. Pentru că nu puteau nega semnele. Demonii erau alungați. Propriile lor cărți spuneau că alungarea demonilor înseamnă începutul împărăției, prezența împărăției. Mortul era înviat sub ochii lor. Lazar a fost înviat sub ochii lor. Nimeni nu putea să spună că n-a înviat. Leproșii erau tămăduiți la un cuvânt. Și atâtea și atâtea miracole, miracole săvârșite asupra naturii, cu un cuvânt s-a potolit furtuna. Crăpat inima de tulburare în ucenici care au zis: păi cine este acesta? E că ei care au stat cu el, care au mâncat din pâinile mulțite de el, care au ascultat cuvintele, care au văzut faptele de data aceasta în fața acestei manifestări, cu un cuvânt să potolești o furtună. Vorbei tale taci fără gură să se supură și fenomenele naturii, într-o clipă să fie liniște. Puh, cine e acesta? Vedeți că dumneavoastră n-ați fi întrebat așa? Ei, era clar că împărăția este prezentă și fariseii nu puteau nega semnele, dar nici n-au fost pregătiți să le accepte. Și atunci l-au respins. Ba, odată i-au zis: tu spui că l-ai văzut pe Avram și n-ai nici 50 de ani. Frații mei, cu toate acestea, în acel început firav, e toată împărăția lui Dumnezeu. Și atunci cum rezolvăm tensiunea? Domnul a spus: știți cum e cu împărăția, dragii mei ucenici? E ca atunci când un om pune în țarina lui un bob de muștar. E așa mică sămânța aceea, e cea mai mică dintre semințe. Dar cine o pune în pământ știe ce e în sămânța aceea. O așează în pământ și apoi așteaptă. Și în acea mică sămânță, la început încolțește doar mugul mic, care încet încet se înalță și se face în final un copac mare. Atât de mare încât păsările vin și își fac în ramurile lui cuiburi. Deocamdată, a spus Iisus, suntem în stadiu de sămânță. Vine și pomul cel mare. Răbdare. Că împărăția e precum se întâmplă cu aluatul pus în plămădeală. O femeie vrea să facă pâine. În trei măsuri de făină ia un pic de aluat și îl pune și apoi așteaptă. Încet aluatul dospește toată plămădeala. Așa va fi și cu împărăția. Noi acum, ar fi spus Iisus, și asta găsim în Evanghelii, trăim în răstimpul dintre viacuri. Viacul vechi își continuă rânduiala. Cel nou își arată prezența. Noi trebuie să ne naștem din nou și să intrăm în ăsta nou. Că aici e logica și rostul nașterii din nou, să trăim în această lume nouă a lui Dumnezeu. Deși, după trup și rânduirile vieții vechi, suntem și în cel vechi. Îi aud pe atâi zicând: unde-i Dumnezeu? Că de-ar fi ar îndepărta răul din lume. E în această concepție creștină despre istorie, despre lume. Așa trebuie să înțelegem lumea. Dumnezeu s-a arătat în această lume și din pricina răbdării, a iubirii sale, a milei sale față de oamenii păcătoși, tolerează răul precum neghina în ugor. La sfârșitul veacului va face curățenie generală, să fie clar. Dar deocamdată e răbdare. E răbdare. Acum întrebarea este: care e legătura între această ordine și botezul lui Iisus? Eu cred că aici, la începuturi, când se deschide cerul, când Dumnezeu spune: acesta e Fiul meu prea iubit, când Duhul se revarsă peste Iisus în chip de porumbel, are loc începutul veacului nou. Cu asta debutează. După acest moment, Iisus a spus: împărăția lui Dumnezeu este aproape. E debutul împărăției lui Dumnezeu.
Pe lângă cele spuse foarte frumos și adevărat dimineața aici la adunare despre rațiunile avute în vedere de Hristos Domnul când s-a botezat, fratele păstor Petru Moroșan a învățat, mai adăugăm și asta, începutul veacului cel nou, începutul veacului mântuirii. Și după acest moment, slăvim pe Dumnezeu, suntem cetățenii ai împărăției lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu. Cei care intră în această împărăție se bucură de promisiunile lui Dumnezeu, îl au pe Dumnezeu în inimă, natura împărăției lui Dumnezeu este în sufletul lor. De ce credeți că este numit Duhul Arvună? De ce? Ce arvuna Duhului. De ce e numit arvună? Ce e arvună? Comercianții știu, nu? Avans, i-am putea spune. O plată înainte ce anunță restul. Aici va fi deplină plată. Dar înainte de a fi dată, ni se trimite arvuna Duhului. Primim Duhul. Dincolo de ceea ce se întâmplă în viața unui creștin, când se întoarce la Dumnezeu și îl naște Dumnezeu din nou. Frații mei, vorba unui prieten de-al meu vechi, zice el, ți-aduți aminte când ne-am cunoscut? Încă de pe vremea aia am știut de la prima noastră întâlnire că amândoi vorbim limba galileanului. Adică este oamenii care aparțin de acest viac au un limbaj, au fost născuți din nou. Dacă nu înțelegeți acest limbaj, e ca și cum eu aș vorbi românește cu un chinez. Lumii rupte! Vorba lui Pavel, lucrurile duhovnicești nu pot fi înțelese de oamenii lumești. Ele cer o judecată duhovnicească. Limbajul acesta este stăpânit, e inspirat de Duhul Sfânt. Și de aceea se cere chinezului sau românului, da, ca să nu discriminăm pe chinez, că sunt cam mulți, da, să învețe limba cea potrivită. Ce e de făcut? A spus Domnul, căutați împărăția lui Dumnezeu mai mult decât cele ale veacului vechi. Că fiii veacului vechi își bat mintea. Ce să mâncăm, ce să îmbrăcăm, ce să bem? Tatăl vostru știe că aveți trebuințe de ele și vi le va da. Dar voi să trăiți cu viziunea împărăției lui Dumnezeu. Să nu vă lăsați prinși de ale pământului, fermecați de ale pământului. Să nu fie existența voastră o continuă luptă pentru subzistență, ci să trăiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Că voi l-ați cunoscut pe Iisus Hristos, care este Domnul vostru și este Mântuitorul vostru. Împărăția trebuie găsită. Așa întâlnim în cuvintele Domnului, în, spre exemplu, pilda cu comoara ascunsă în țarină sau cu mărgăritarul de mare preț. La fel găsim că împărăția trebuie apucată. Luca 16 cu 16 este un pasaj extraordinar. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare care să intre în ea dă năvală. Abia aștept și ar trebui, frate Romică, să vorbim un pic despre Noul Testament, ediția nouă apărută acum. Se lucrează din greu la retraducerea, sau cum să numesc eu, o traducere revizuită a ediției Cornilescu, împreună cu colegii de la Institutul din București și alți frați din alte școli, lucrăm din greu. S-a publicat Noul Testament, v-aș recomanda să-l citiți. Când o să fie Biblia întreagă, sunt aproape 100% sigur că va intra în biserici cum este Cornilescu acum. Așa o vom folosi. Un limbaj contemporan și în același timp traducerea în stilul lui Cornilescu. Dacă veți vedea Noul Testament, luați-l și veniți cu eu la biserică. Eu am acasă un exemplar, deja nu-l mai am, că mi-l ștepeli doamna, adică dacă ia de la mine, tot al meu. Nu? Așa. Hai să ne întoarcem aici. Și în concluzia și încheierea acestei seri, o întrebare. Înțelegând cum a propovăduit Iisus despre împărăție, viziunea sa asupra lumii, felul în care se asociază cele vechi cu cele noi, felul în care
Împărăția se arată printre noi, dovezi fiind minunile săvârșite de Hristos, învierea sa, coborârea Duhului, miracole prelungite apoi în biserică. Putem citi cartea Faptele Apostolilor și putem să ne aducem aminte de lucrările lui Dumnezeu printre noi. Și nouă ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, slăvit să-i fie numele. În încheiere, aș vrea să subliniez că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu merită să fie făcut orice efort și plătit orice preț și rezistat în fața oricărei ispite. Aici a fost ispitirea lui Iisus. Chiar acolo de la început, cum s-a arătat în lume împărăția sa, diavolul a știut și a simțit prezența. Și acolo în pustiu s-a dat o luptă, aș numi o luptă escatologică, între Fiul lui Dumnezeu și Fiul, sau cum să spun, stăpânitorul acestui veac. S-a căutat, a fost lupta dintre cele două lumi, împărăția întunericului și cea a luminii. Diavolul a încercat să compromite acest început. A vrut să propună alianță, a vrut să destructureze împărăția. Mesajul acelui pasaj este limpede. Pentru diavolul nu este niciun loc în această ordine nouă. El e dat afară. Ale lui sunt date afară. Ispitirea trebuie înțeleasă ca reacție a lumii vechi față de arătarea împărăției lui Dumnezeu. Iisus s-a arătat biruitor. Despre esența celor ispitiri și cum se leagă ele de viața creștină o să vorbim altă dată. Acum, pasajul din Matei 13, dacă ați putea, frate David, să îl puneți. Matei 13 e acel frumos verset 44 și 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Rămânem doar la versetul 44. Următorul verset este echivalent, este o pildă pereche. Împărăția se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Frate Claudiu, faci un semn? Da. Ne auzim din cauza lui în seara aceasta. Îmi permiți, pe baza vechilor noastre prietenii, așa, recunosc și pe cea cu tine, Claudiu. Imaginează-ți, Claudiu, că tu ai stăpânit țarina. Comoara este ascunsă în țarină. Este imaginea unui gospodar din Galileea, un stăpân de pământ, care are undeva o vie, probabil, o țarină, o vie, și în țarina lui e pierdută o comoară. Nu se știe cine a pierdut-o. Pe vremea aceea nu erau bănci ca acum să le depozitezi acolo, să fac... nu, sau cutii de valori, nici poveste. Oamenii ascundeau pe unde apucau. Fie că s-a pierdut harta, fie că a murit stăpânul, într-un cuvânt, urma comorii a fost pierdută. Și e ascunsă, pierdută într-o țarină. Stăpânul țarinii nu știe nimic de prezența acelei comori. Stăpânul ar fi Claudiu. Într-o zi, el spune, aș avea nevoie de niște oameni pe care să-i pun la lucru în țarină. E cam mult de lucru, e sezonul, am nevoie de oameni, de angajați. Și-a tocmit cu ziua, pe mai mulți. Printre care ne imaginăm, Claudiu, că mai fi tocmit și pe mine. Harnic, cum mă știu eu, nu știu dacă mă știu și alții, m-am dus în țarină și m-am apucat de treabă. În timp ce sap, unde m-a pus el să sap, zice așa, omul o găsește. E limpede că omul care o găsește nu e proprietarul țarinii, e numai cu la lucru angajat în țarină. Că de-aia zice, se duce, devinde tot ce are și cumpără țarina aceea. E clar că nu e a lui comoara, nu e a lui țarina. E angajat în țarina altuia. Omul care o găsește, o ascunde. Și am imaginat, v-am săpat, comoara, să ne imaginăm că ar fi evaluată, ziceți dumneavoastră, un milion de euro. Comoara acolo. Repede am ascuns-o. De ce am ascuns-o? Pare un pic de potrivit pentru contextul cultural contemporan. Iei comoara și ție tălpășița, fugi! Să nu știe nimeni ce ai găsit, unde ai găsit.
Numai că omul e cinstit și știe și legea. Legea spune că nu cine a găsit comoara este stăpân, ci stăpânul țarinii e stăpân. Păi ca și cum ai chema acasă la tine Dorin, mai pune în sufragerie, am povestit ce am povestit și deodată eu să exclam cu mare bucurie, extraordinar, mi-am găsit un portofel la tine pe etajeră. Stai, frate, e la mine în casă, n-ai cum găsi în casă la mine nimic. Înțelegeți logica? Omul ascunde comoara și acum urmează seara, s-a terminat ziua de lucru, am ajuns acasă, ca un gospodar bun cum e, a dat o masă așa cum se întâmplă lucrătorilor și înainte să fie și făcută plata și să ne despărțim, ca să ne revedem a doua zi la muncă, eu așa mă apropii de Claudiu, mintea mea numai la comoară. Zic, domnul Claudiu, n-ați vrea să vindeți țarina în care am lucrat azi dimineață, de azi dimineață până acum? Și nu, nu. Totuși, dacă ar fi să o vindeți, cât aș cere pe ea? Amândoi și tot satul știm că ar valora, să zicem, 5.000. 5.000 de euro. El, ca să scape de mine, zice, poate m-aș gândi de la 10.000 încolo. Gândesc, 10.000. Socot, eu te ceam acasă, nu chiar am atâta, dar aș putea vinde și aia și aia și aia și aș face rost de bani. Dar nici nu-mi trece prin minte că nu-s dispus să dau 10.000 când știu că în țarină e 1.000.000. Uite așa la el, după ce îmi fac eu socoteală în minte, domnule Claudiu, dacă ar fi să vă dau 20.000, nu mi-ați vinde 1.000, țarină. Uite cam atâta am, hai să facem schimb de proprietăți. Tot ce am eu îți dau ție și îmi dai în schimb țarina aia, vrei? Și uite așa la mine, și uite, vorbesc serios. Da, evreul din el simte aurul. Dar și evreul din mine. Ca și vorbim între doi evrei. Ok, dacă tu vrei să-mi dai 20.000 de euro pe țarina asta, uite, eu ți-o dau în seara asta. Și du-ți tu lucrul de mâine încolo, fă ce vrei cu ea. Bine. Dar uite, semnăm actele acum. Ne ducem și sculăm un notar din sat și acum semnăm actele. Bine, măi, dacă vrei. Nu există pentru mine, care știu ce e în țarină, nici, cum să zic, un răgaz de timp să las lucrul nefăcut. Că știu de ce. Comportamentul meu e interpretat greșit de cei din jur. Ei se vor uita și vor zice, săracul de el, bietul de el. Tot ce are o vândut să cumpere țarina. Săracul de el. L-a bătut soarele în cap prea mult colo în câmp. Imaginați-vă că vorba merge în sat și toată lumea începe să vorbească și să zică, auzit, ați auzit ce-a făcut alubrie? Cum pentru țarina aia prăpădită din vârful dealului i-a dat tot ce-a avut. Săracul de el. Nu știu cum o să o scoată la capăt. Și-o pierdut mingea. Închipuiți-vă ce bucurie ar avea Claudiu. Și-ar zice așa, păi dacă vrea treaba lui. Spor la prostie, mai departe. Eu mi-am făcut treaba, am semnat hârtiile și-s bucuros. Și așa de liniștiți o culcarmă cu îngeri și cu comoră visat. Noaptea a trecut. Eu am rămas în poveștile până în seară târziu acelora care m-au bagiocorit zicând, ha, te-ai pocăit? Ți-ai închis viața? A renunțat la toate acestei lumi și te-ai pus pe o cale? Ce om fără minte! Dar cum vorbesc cu oamenii prin sate și pe străzi și prin case despre cineva când se întoarce la Dumnezeu? Nu zic că a făcut un schimb, un nebun târg? Lași tu viața și toate pentru ce, băi? Pentru ce? Pentru o idee? Da, nu s-a făcut bine zi și deja-s la poarta ta, Claudiu. Cu pumnul în ușă, bună dimineața, dimineața. Ce-i? Foarte bine. Te odihni bine, foarte bine. Deja și-o și nu a putut dormi toată noaptea, numai și-o număra banii. S-a gândit că am dat de picior lui Dumnezeu acum. Eu am spus, uite, trebuie să mergem în țarină și să iau în primire. Cum se stabilește, cu marturii așa, cu bătrânii, cu pers acolo.
Dar nu mă interesează nici granițele, mă interesează numai semnul pus de ieri. Ață la semn. Trag afară pământul. Imaginează-ți că ai fi de față, Claudia, ce mi-ar place să-ți fac una ca asta. Promit că aș împărți jumătate cu tine după aia. Scot afară. Am crezut în grabă și falsă seară că e numai 1 milion. Chipuiți-vă care și juvaier după juvaier, diamante, ce știu, bani de aur acolo, cu vase, comoară, de aia de-a dacilor. 20 de milioane. Asta te întreb, Claudiu, cum te-ai simțit tu când ai vedea cum o număr eu și cum îmi sclipește fața de bucurie? Cum nu s-ar transforma în, nu știu în ce, că nu găsesc cuvântul, bucuria de aseară și batjocura de aseară? Aha, o zice ei sătenii. O știu, tăraci, o știu. Am crezut noi că e prost, dar numai prost nu a fost. Ați înțeles pilda? Bucuria comorii din sarină îl transportă pe găsitorul ei, făcându-l dispus și disponibil pentru orice sacrificiu. Nu este sacrificiu care să nu fie făcut ca să fie obținută comoara. E adevărat că cei din jur nu pricep ce se întâmplă. Și deocamdată râd, dar va veni ziua când râsul se va preface în plâns. Mergi, te rog, la schema aceea cu mai multe viacuri. Acolo, ziua de apoi, când se va arăta Domnul Iisus. Aici, deocamdată, în vremea acestui viac intermediar, suntem pricele de bagiocură. Dar va veni ziua de apoi, când comoara din țarină va ieși la iveală și bucuria și prețul uceniciei vor fi împlinite și răsplătite. Până atunci, răbdare și hărnicie. Așa aș înțelege legătura între botezul Domnului Iisus și ispitirea Domnului Iisus și viacul cel nou și împărăția lui Dumnezeu și cum rezolvă Dumnezeu problema răului din lume. Frați și surori, în încheiere, vă chem să ne rugăm Domnului, să avem credință. E foarte ușor să ne lăsăm deviați înspre ce se vede. Să cugetăm în rugăciune la vorbele enigmatice ale Domnului Iisus. Ferice de cei ce au ochi de văzut. Ferice de cei ce au urechi de auzit. Au zis ei care l-au ascultat. Doar nu vin noi orbi. La care Domnul a zis, dacă ați fi orbi, ați avea vin. Ceva vezi? Mai trebuie să și crezi și să cauți mai mult. Ferice de cei născuți din Dumnezeu. Să ne rugăm să fie cât mai mulți și împărăția lui Dumnezeu să aibă urmași și cetățeni din belșug. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.